Săptămâna aceasta, echipele secției Spații Verzi ale societății Horticultura SA au muncit pe bulevardul Mihai Viteazu. Echipele au pregătit terenul, l-au completat cu un strat de compost și au plantat arbuști de sunătoare. Au lucrat pe banda verde ce desparte sensurile de circulație de pe bulevardul Mihai Viteazu, pe porțiunea cuprinsă între bulevardele Vasile Pârvan și Victor Babeș, în locurile unde solul a permis plantarea. Arbuștii de sunătoare vor fi îngrijiți de echipele secției Spații Verzi în continuare, iar pe zona plantată urmează așternerea unui strat de tocătură de lemn. Pe lângă rolul său estetic, acest strat de tocătură va împiedica creșterea excesivă a buruienilor și va păstra umiditatea în sol.